Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii de la CT News TV. Astăzi avem plăcerea de a avea invitat pe domnul Adrian Mihălcioiu, lider al Sindicatului Liber al Navigatorilor Români. Una din cele mai cunoscute persoane când vine vorba despre această meserie pe care foarte mulți dintre constanțeni și nu numai o practică, cea de a fi marinar la toate categoriile, ca să zic așa. Aveți o idee cam câți marinari există în România? Sunt multe numerele date așa și nu știu, noi avem o evidență noastră a sindicatului în funcție de contractele pe care le avem, în general. Și ca membri, bineînțeles că știm exact ce avem, dar și ca navigatori, deci nu sunt cifrele chiar așa cum par. Unele cifre sunt înregistrate în registrul Capitaniei sau a Autorității Navale Române și alta este ceea ce e faptic, pe mare, adică da, sunt discrepanțe. Pentru că odată la 5 ani brevetele și certificatele în general expiră, știm foarte bine, ele se reînnoiesc, apar alți oameni în sistem, alții ies din sistem, deci una peste alta noi am cam avut ieșiți din sistem până acum, mai mulți decât cei intrați. Au fost chiar și 35.000 de certificate eliberate sau carnete de marinar, să spun așa, eliberate la un moment dat. Pentru noi categorisim așa în mai multe grupuri pe navigatori, iar personal navigant, ce înseamnă navigator marinar, știm foarte bine, orice persoană lucrează în orice funcție la bordul navei, dar știm că există navigatori în sistemul de siguranță a navigației și partea de auxiliar, mai sunt și navele de croazieră, unde avem și personal altul decât cei auxiliari, adică contractori, subcontractori, exact, vânzători, cazino și multe alte lucruri, cântăreți, mă rog, deci avem o paletă mai largă, dar din sistemul de siguranță a navigației, noi credem că sunt în jur de 17.000 de navigatori la ora asta. Personal auxiliar mai avem câteva mii, aproape 4.000, spun eu. Cifrele sunt rotunjite. Da. Deci cam 21.000 ar fi în total. Dar din ei activi, cei care pleacă, da, cu contracte nu permanente, permanente sau contracte temporare, dar care pleacă tot timpul în voia și vin și stau perioada aceea de concediu acasă și până iar pleacă, nu sunt mai mult de 14.000 de oameni. Aceștia fiind la companiile românești sau... Nu există companie românească. Ah, ok. Cu excepția uneia singure care nici ea nu mai e românească, pentru că vorbind de Histia, este înregistrat în Cipru, și navele cu pavilion Panama sau, eu știu, Malta. Companiile sunt străine. Deci, practic, vorbim de o flotă internațională, flotă maritimă internațională. De aici mai adăugăm și navigatorii fluviali, că sunt și ei într-un număr important. Deci, ar fi ceva resursă de forță de muncă în România, că o potențial chiar de deschidere, pentru că sunt foarte mulți studenți care nu au ajuns încă ofițeri sau chiar ofițeri care nu au ajuns încă să practice în meseria de ofițer. Cu pandemia asta am avut niște oportunități, s-au mai micșorat numărul celor care așteaptă să plece pentru prima dată, dar încă nu a fost de ajuns. Din punctul meu de vedere, autoritățile române nu lucrează așa cum trebuie pentru a încerca să avem la timp tot ceea ce ne trebuie pentru ca să intre în piață cei tineri, da? Cei studenții care au terminat o formă de învățământ și să fie sprijiniți, da? Corespunzător, astfel încât să putem să aducem în țară, până la urmă, bani, pentru că asta este foarte important, să aducem locuri de muncă pentru cetățenii români, foarte bine plătite, cu bani care se consumă în România și cred că toată lumea a fost mulțumită. Mult mai mulțumită să avem un număr și mai mare de oameni. Da. Deci da, avem potențial, dar deocamdată nu avem autorități care să ne promoveze. Nu spun că nu fac autoritățile pentru persoana navigant, fac lucruri, dar astea de uzură care trebuie făcute.
Însă trebuie mai mult decât atât. Eu tot timpul am fost un susținător al unei direcții a navigatorilor în cadrul Ministerului Transporturilor și susțin în continuare acest lucru. Trebuie să avem o direcție specializată numai pe persoana navigantă, care să fie focusată la tot ce se întâmplă internațional, imediat să reacționeze acestea pentru orice fel de chestiune, să poată să elaboreze acte normative mai departe, să le promoveze prin minister și guvern, astfel încât să avem în orice moment lucruri bune pentru cetățenii români, până la urmă, că și navigatorii sunt parte din cetățenii români. Da, și sunt foarte bine priviți ca și profesie, ca mod în care își fac profesia, pot să spun și din proprie experiență, văzând colegii mei la high level. Da, așa este, și am ajuns practic la cel mai înalt nivel din toate punctele de vedere. Foarte apreciați. Dar nu suntem foarte mulți, adică repet, mulți, da. Totuși sunt 1.700.000 de navigatori la ora asta care lucrează în flota maritimă pe cele 75.000 de nave aproximativ și sunt, eu știu, români numărul care pomeneam mai devreme, deci vreo 14.000 de navigatori activi, ceea ce foarte puțin din punctul meu de vedere. Nebrevetații au început să se reducă, nu mai avem școli și nimeni, nu mai avem candidați pentru funcțiile de nebrevetați. Foarte ciudat, pentru că au ajuns să se plătească destul de bine și funcțiile de timonier, de ajutor mecanic, de motorist. E într-adevăr o muncă necalificată, dar totuși e plătită satisfăcător, mai ales la categoriile de nave speciale, cum sunt tancurile petroliere, tancuri chimice. Ele ajung destul de mult în ca și salariul lunar și ar fi o modalitate de a trăi totuși o familie cu această sumă de bani, dar prea puțin. Adică urmăm trendul european. Știți că în Europa, da, nebrevetații își găsesc mai puțin de lucru, da? Pentru că sunt alții din alte regiuni mult mai ieftini și care pot fi, eu știu, în condiții... Da, în general, din Asia. Da, cel... Normal că acolo, Filipine. De fapt, navigatorii europeni au un mare dezavantaj față de orice alt navigator, pentru că pe navele sub pavilionul european ei trebuie să fie acoperiți de contribuțiile sociale, taxe sociale, deci asta înseamnă salariile să fie în sistemul de contribuții, ceea ce diminuează foarte mult capacitatea armatorului de a angaja. Și atunci mai degrabă preferă un non-european căruia i-ai dat banii brut, care înseamnă și net, și e ok. Aici avem un handicap. Noi tot suntem în Comisia Dialog Social de la Bruxelles, în cadrul Ministerului Transporturilor. Facem parte din, și eu sunt chiar reprezentant în comisie. Dezbatem cu armatorii de foarte multe ori aceste probleme. Sunt foarte mulți care pun, ca și mine, problema egalizării, să spun așa, șanselor navigatorilor pe în față de alții din toată lumea, dar deocamdată armatorii spun da, discutăm și nu se realizează nimic, pentru că comisia, știm foarte bine, Comisia Europeană face ceea ce se înțeleg armatorii cu navigatori, cu reprezentanții armatorilor, cu reprezentanții navigatorilor, ca să fim mai specifici la masa negocierilor, ori acolo avem puncte în comun pe care le susținem, dar avem și foarte multe puncte care sunt divergente, care încă n-au reușit să fie puse sub aceeași umbrelă, să spun așa. Cum a trecut, eu știu, sau cum trece, de fapt, că încă nu am depășit această perioadă a pandemiei, sindicatul pe care îl conduceți? E o perioadă dificilă, cu oameni care nu s-au putut, cel puțin la început, în prima perioadă, câteva luni au fost în care oamenii nu puteau face schimbul de echipaj, nu puteau veni acasă, nu se puteau duce la vapor. Bănuiesc că ați avut și cazuri în care oamenii au rămas blocați undeva, nici pe vapor, nici... Deci nu s-a terminat lucrul ăsta, adică încă mai continuă. Da? Au fost cazuri succesive de întârziere de contracte, de aplicare, de terminarea contractelor, de resemnarea noilor contracte la bord, deși cele vechi expiraseră.
Sindicatul a fost în prima linie din punctul ăsta de vedere, pentru că am fost la început acuzați, domne, ce oportuni sunt ăștia, imediat cum începe ceva, gata, ei sunt în prima linie. Nu este adevărat, s-a dovedit după un an de zile și avem, iată, intrăm în martie, deja avem un an de zile în care numai noi am fost susținătorii a tot ce înseamnă problemele tuturor navigatorilor din România. Ne-am și focusat pe asta, adică am lăsat la o parte categoria asta de navigatori, membri de sindicat, deși avem criticile și din partea membrilor noștri destul de multe, și ne-am deschis tuturor, pentru că e o perioadă de pandemie și am spus că pe perioada pandemiei noi toți am hotărât să luăm toate cazurile care vin din partea navigatorilor români. Au fost foarte multe cazuri și foarte grele din toate aspectele, din toate colțurile privite, cazuri care nici nu ne-am întâlnit cu ele vreodată până acum. Cum spuneați, chiar nu numai la vapor, nu numai acasă, ci și între vapor exact. Și casă. Au fost foarte multe obstrucții, foarte multe restricții pentru navigatori. A trebuit să luptăm și cu autoritățile, chiar și de la noi din țară, să le facem să înțelege, de fapt luptăm între ghilimele, da? Să le facem să înțeleagă că navigatorii trebuie să fie exceptați de la restricții și de la interziceri de deplasare, pentru că ei merg în interes de serviciu acolo. Și mai spun ceva, fără să fie o vorbă mare, toți au apreciat lucrul ăsta și o repet întotdeauna, transportul maritim ține economia mondială la ora asta, în picioare. Deci dacă transportul maritim cade, adică cele 90% din procentele, din 100% acordate comerțului internațional, se face pe mare, dacă acest procent de 90% a căzut, a căzut toată lumea. Nu voi avea nici masă, nici microfonul care să vorbim, nici camera care să ne filmeze, nici mâncarea care să o avem pe masă, nici medicamentele care trebuie să le luăm, vaccinurile, și aparatura medicală și tot ceea ce se poate și vedea în jurul nostru, nimic n-ar mai fi. Ar fi teribil. Deci toată lumea înțelege lucrul ăsta, dar înțelegem până când vine să le aplicăm. Da? Când să aplicăm, avem probleme. Fiecare țară are problemele ei, fiecare guvern gândește într-un fel, încearcă să-și apere cetățenii de parcă și-ar apăra cetățenii de navigatori, ei ar veni cu ciuma și cu infestarea cu COVID-19, parcă de la navigatori ar fi venit acest COVID-19, e o prostie. Ba ei chiar sunt singurii, spun eu la ora asta, care nici n-ar putea să se infecteze pentru că sunt izolați, cu excepția navelor pasagere, când știm foarte bine s-a întâmplat de la pasageri să există anumite, eu știu, focare de infecție. În general, navigatorii, dacă nu intră în contact cu persoane infectate de la autorități, care și acum și-au reglementat foarte bine timpul de vizită și modalitatea de vizită, nu toate, dar marea majoritatea autorităților nu mai vin direct în legătură cu navigatorul de la bord, ci ei se opresc undeva. Docherii, la fel, operează pe punte, nu mai intră în castelul de comandă sau în camera de comandă sau, știu, prin umbla iurea prin castel. Deci sunt lucruri care s-au rezolvat, sunt proceduri care sunt urmate destul de bine în foarte multe porturi ale lumii și navigatorii sunt izolați. Deci ei stau la bord câte 3, 4, 5, 6 luni de zile, n-au de unde să vină așa din Dumnezeu să plouă cu COVID în mijlocul oceanului. Deci sursa aceasta de infectare de la navigatori este, să spun așa, 99,99% sigură că nu există. Nu se va întâmpla. Și nu se va întâmpla. Și atunci guvernul ar trebui să acționeze ca atare. Și nu vorbesc de guverne, de guvernul român sau de guvernul suedez sau de guvernul britanic sau, știu, cel indian, ci toate guvernele tuturor țărilor. Numai că aici avem mentalități, avem oameni cu diferite viziuni, oameni ca peste tot, mai bine pregătiți, mai slab pregătiți, care nu înțeleg sau înțeleg fenomenul, și atunci s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am avut chiar 600.000 de navigatori pe mare, deci jumătate din numărul navigatorilor pe mare, care toți își prelungeau contracte și puteau să vină acasă. Am avut cazuri disperate, oameni care s-au aruncat și s-au sinucis. E greu și cred că cunoaștem faptul că au fost izolați în anumite spații mici, exact, cu lunile, fără alte posibilități de a, părăsi cei 3-4 metri pătrați sau 6 metri pătrați ai cabinei pe navele pasagere. Incredibil, s-au întâmplat lucruri total de neimaginat până acum, dar încet, încet,
prin implicarea autorităților internaționale și spun aici în primul rând a asociațiilor navigatorilor și vorbim despre ITF la nivel global și vorbim despre Federația Europeană a Transportatorilor ETF la nivel european, apoi sindicatele, da, care sunt sub umbrela ITF și ETF, toate au acționat cu aceleași proceduri, cu aceleași, eu știu, arme, da, împotriva acestui fenomen și încet, încet am pus roțile să se învârtească. Cred că promotorul principal a fost ITF și organizațiile sindicale la tot ceea ce s-a întâmplat bine pentru navigatori în această perioadă. La care, bineînțeles, au achesat și organizații internaționale, cum ar fi Organizația Maritimă Internațională, Organizația Internațională a Muncii, Camera de Comerț Internațională și încă câteva organizații. Chiar am avut până și la Organizația Națională Unite, am avut acces pentru a încerca să facem ceva și să impună ceva la nivel global. Lucrurile s-au mai rezolvat. Europa a fost prima care a fost cea mai deschisă și nu întâmplător este, se spune, bătrânul continent și democrația, da, aceea înțeleasă bine, pentru că de aici au plecat, de fapt, toate semnalele și de aici s-a deschis prima dată tot ce înseamnă schimb de echipaj și de aici mai departe au fost copiate regulile și în alte părți ale lumii. Noi în România ne-am aliniat destul de bine, pentru că, iată, am avut pârghiile necesare, am avut contactele necesare, am avut oamenii pe care le-am explicat și am încercat să le explicăm fenomenul și chiar din sfârșitul lui martie noi am avut toate restricțiile date la o parte prin anumite ordonanțe militare. A venit puțin cam târziu, dar n-a fost rău. Adică bine că a venit și atunci, însă de atunci și până astăzi avem iarăși o mică problemă, pentru că vorbim de testul PCR care este obligatoriu pentru toți cetățenii României care vin în țară și operatorii aerieni sunt obligați să nu mai permită îmbarcarea fără test PCR, ceea ce iarăși este o îngrădire din punct de vedere al categoriei esențiale de lucru, vorbim de navigatori, șoferi, mecanici de locomotivă, aviatori. Toți aceștia vor întâmpina mari probleme, pentru că n-au cum să facă testul PCR în următoarele 72. Gândește-te la mecanicul de locomotivă, el pleacă din țară, se duce până în Austria, vine înapoi. Păi când ce să facă, el e tot timpul testat? Sau cum să facă un navigator? Că ajungi într-un port, da, Singapore, nu poți să stai decât 24 de ore acum. În momentul ăla tu nu ești pregătit, că n-are nimeni să stea la dispoziție ție, nu ești numai unul. Sunt mii de navigatori care fac schimb într-o zi în Singapore, da? S-au desemnat niște spații speciale, niște locuri speciale unde navigatorii sunt puși să stea, să aștepte și schimbul și ceilalți care vin să aștepte vaporul. Acolo nu stai decât 24 de ore. Deci e o chestiune care ar trebui mea să pleci. Nava vine, staționează foarte puțin, tancuri petroliere, containere, câteva ore, da? Vorbim de operațiuni care se fac în ore. Cum să ajungi tu să stai, să te programezi la un test PCR, să-ți vină și răspunsul peste 24, 36, 42 de ore și să găsești și biletul de avion, că iarăși și cursurile aeriene încă nu sunt la nivelul, nici pe departe, la nivelul cât au fost înainte de pandemie, le funcționează cam în regim de 40%, exact. Da, cam așa, 40-45%, deci toate sunt la un nivel lowdown și atunci cum să poți să faci toate lucrurile astea ca să mai vii și acasă. Și, drept urmare, s-au blocat. Navigatorii români sunt la ora asta, cu anumite excepții, sunt blocați nu la intrarea în țară, pentru că acolo arăți certificatul de lucrător în transport, anexa, da? Anexa 3, da. Ci la urcarea în avion de acolo, din țara de unde vii. Pentru că de acum și în Singapore s-a auzit că în România n-ai voie să vii fără test PCR, cum te primește, și atunci dacă ar fi niște daune, și le-ar lua operatorul care a acceptat să te îmbarce în avion. Și atunci îi spun, domnule, românii nu. Deci pleacă toți navigatorii din centrul acela de special amenajat în Singapore, de exemplu, să dau numai un exemplu, numai românii nu, că ei n-au voie. Și navele vin, stă, îi iau înapoi, vin și ceilalți, urcă la bord, sunt personal supranumerar. Da. Bani rătăciți aiurea, navigatori cu nervii, da? După un contract destul, că acum nu se mai fac contracte de o lună, de o lună jumate, două, s-au lungit și contractele astea tocmai din cauza pandemiei, deci cu un contract de muncă foarte stresant, vii să mai rămâi încă la navă, nu știi când să-i vezi pe ai tăi, cel mai mare chin este ăsta, când n-ai o dată fixă, când trebuie să ajungi să pleci undeva, adică totul este așa, aleator. Am intervenit, probabil că n-am reușit să explicăm prea bine sau nu ne-am făcut înțeles sau nu au înțeles prea bine cei care trebuiau să decidă,
Am revenit astăzi, sperăm să o rezolvăm și lucrurile să meargă înapoi în făgașul normal. Dar până astăzi, repet, în România schimbul echipaj a fost ok. Am intrat și cu navigatorii în etapa a doua de vaccinare, deci cine vrea să se vaccineze, se poate vaccina. Acum o să vină și noile cote de vaccin, da, în România și cred că va fi deschis. Noi chiar și sindicatul, cred că știți, ne-am oferit să programăm, să îi registrăm pe platforma de națională de vaccinare pe toți navigatorii care nu sunt printr-o agenție de cluni sau care agenția lor, mă rog, nu dorește să facă aceste lucruri, deși sfatul nostru era ca toate agențiile să își înregistreze propriul personal acolo, încă au posibilitate, nu numai personal angajat, ci și personalul cei cu care colaborează, colaboratori. N-au făcut-o toți, sunt foarte puține agenții care au înregistrat pe platformă, în rest toți vin către noi. Noi le luăm, am făcut un centru așa de comandă, să spun așa, specializat pentru înregistrare, dăm toate datele, cred că oamenii au fost mulțumiți, suntem în termen, pum, vine, eu știu, aproape 20, nici mai puțin de 24 de ore, este înregistrat pe platformă cu toate cele necesare și fiecare pe urmă se programează la momentul respectiv. Deci, iată, prin noi se duc toate aceste bătălii. Deci, n-am mai văzut să mai țipe lumea, să mai se agite. E sindicatul, e ok. Avem și o pagină Facebook unde dăm numai și numai informații care sunt certificate și garantate, nu umblăm cu fake news sau alte lucruri. Da, da, este important și acest lucru, mai ales pentru cei care într-un fel pierd legătura cu ceea ce se întâmplă și atunci au nevoie să își lege speranțele de o sursă de informații sigură. Repet, cel mai bine este să ai totuși o organizație în spate. Da. Și nu vorbim acum, nu mă interesează pe mine personal și nici pe colegii mei și nici și organizația pe care eu o conduc sau din care fac parte, nu interesează să vină neapărat omul să se înscrie într-o organizație în organizația noastră în România. Deci oriunde, în Europa, dacă orice navigator român s-ar înscrie într-o organizație și ar fi membri în acea organizație, ar avea un sprijin din partea acelor organizații. Aici să vă spun că nu e niciun secret, cred că o să ne știe toată lumea și chiar ne știe toată lumea. Noi procedăm la fel în toată Europa. Practic suntem un centru ITF. Nu mai există sindicatul cum era pe vremuri, da? Sau cum e și acum într-o întreprindere, te duci și îți faci 10 oameni sau 20 sau 50 și ăștia sunt membri noi de sindicat. Noi suntem puțin internaționalizați și avem alte repere, alte proceduri, alte structuri. Deci nu mai procedăm ca un sindicat autentic în România, ca o mișcare sindicală, ci suntem integrați un pic în mișcarea internațională. Adică integrați mai mult decât un pic. Totul este sub un control internațional. Tot ce se face în România se face și în Germania, se face și în Olanda, se face și în Marea Britanie. Nimic în plus. Depinde doar cuantumul cotizației. Acolo, fiind Uniunea mai mare, mai mulți angajați, probabil că cotizația trebuie să fie mai mare. La noi, fiind mai mică Uniunea, mai cu mai puțin angajați, contribuția cotizației este mai mică. Asta e singura diferență. În rest, pot să spun că în România ne mișcăm mai bine ca în multe alte state europene, pentru că reușim să avem contacte directe cu guvernul, cu ministerele, cu miniștrii, cu cei care decid, da? Intrăm în Parlament, intrăm peste tot. Deci avem practic, la ora asta, probabil prin activitatea pe care am desfășurat-o ani de zile, avem ușile deschise peste tot, intrăm și vorbim, purtăm un dialog cu cei care trebuie să ne asculte. De adevărat, nu tot ceea ce am vrea noi să se întâmple bun pentru mai mari, se întâmplă. Pentru că de aici, pe urmă, începe informația să se disipe în mediul respectiv, în Senat, în Parlament, în Guvern. Dar măcar ne facem datoria pentru minim necesar pentru ca această activitate să continue mai departe. Vorbim de navigatorii români, să existe această meserie în continuare. Avem foarte mulți tineri, foarte mulți talentați. Meseria de navigator ar trebui promovată mult mai mult decât ea este promovată. Din păcate, noi o promovăm cu lucrurile rele pentru că asta este, la noi vin relele, dar nu vin bunele. La noi nu vine nimeni să spună, domne, știi, am câștigat anul ăsta atâta, uite, dau și eu la sindicat donația asta. Niciodată, nu s-a întâmplat. Dar când s-a întâmplat o problemă, nu ne-a ratat nimeni. Chiar astăzi avem o problemă gravă cu un accident întâmplat pe o navă în Canada, un accident teribil, lucru afară, probabil că au fost și urgențe, furtună,
un val a reușit să ia doi navigatori să-i se accidenteze puternic. Se pare că situația este destul de gravă acolo cu doi oameni, dar continuăm. Deci ne facem datoria, încercăm să sprijinim pe toți, cel puțin pe perioada pandemiei. Când s-a terminat pandemia, trebuie să știe toată lumea că trebuie să facă parte într-o organizație. Da? Dacă nu s-au hotărât să vină la noi, să ducă oriunde în Europa, nu e niciun fel de problemă, ca să aibă o organizație în spate. Îi sfătuiesc pe toți că este cel mai bine. Nu se poate fără. Ne păcălim singuri. Nu o să mai fie foarte multă lume disponibilă să lucreze în plus cu aceiași bani. Pentru ce? Sunt situații în care oamenii au nevoie de să aibă pe cineva în spate care să le apere interesele. Clar. Și trebuie să gândească la acest lucru. Eu personal am trecut printr-o situație, deși nu m-aș numi navigator, deși asta am făcut, spuneați la început că oricine stă exact în orice funcție, așa, face orice labor, se numește navigator. Am stat marinar cam 3 ani de zile pe navă de croazieră și la începutul acestei pandemii m-am trezit într-o situație în care angajatorul mi-a spus ok, nu mai putem să plătim, o să avem grijă să vă trimitem acasă când se poate și s-a putut după 3 luni, dar în timpul ăsta nu mai aveți salariu. Da. Ori fiind în situația asta și neavând un sindicat la care să... N-am știut unde să apelez, la cine să apelez și atunci asta a fost. Asta este și cel mai important buton în mintea fiecărui navigator. Adică în momentul când puțin, nu e mult, vorbim de bănuți și care ar putea să fie și mai puțin dacă ar fi mai multă lume. Mai mulți membri. Dar vă dați seama că ar trebui să și mărim numărul de oameni care ar putea să lucreze în structură, când n-ai cum să faci față unui număr. Deja avem acum vreo 5.000 și aproape 700 de membri. Vreo 200 s-au tot înscris după, în perioada asta de pandemie, 200 din miile cu care am lucrat. Asta este, nu am făcut nimic pentru a-i pune pe oameni să se înscrie. A fost chiar și o chestiune cu vaccinarea asta, să ridicăm pe platformă, trebuia să avem un sistem de colaborare cu fiecare, că altfel dacă nu ești colaborator sau nu ești angajat, cum Dumnezeului să lucrezi? Și atunci am pus să semneze un formular care era practic cu cotizație zero, nu avea niciun serviciu decât ăsta de înregistrat pe platformă. Atâtea discuții, domnule, că stai să vezi, că ne pune să ne bage în sindicat, să ne ia banii. Da, mă rog, sunt discuții pe care le-am... Suntem vaccinați un pic și împotriva acestor răutăți. Da, dar iată că s-a dovedit că nu facem asta din niciun fel de interes. Nu vrem să atragem oameni cu forța. E libertatea și noi suntem primii care cerem că libertatea de adeziune la o organizație sau alta trebuie să fie a fiecărui individ în parte și luptăm pentru asta. Este un drept fundamental în Carta Drepturilor Omului. Și atunci, de mult tot vin și spun, dom'le, dar ce nu dați o lege să fie toată lumea membri și cu asta basta? Nu poți să dai lege. Noi suntem primii care suntem împotriva acestor legi. Cum să faci? Asta e dictatură, nu mai e nimic altceva. Deci lumea trebuie să înțeleagă totuși că trebuie să aibă organizație în spate și că organizația aceea trăiește din banii lor și trăiește pentru ei. Nu fac altceva. Iar în momentul în care se depărtează de la principiile și normele pe care le-a stabilit marele număr al navigatorului, atunci îi schimbă cu alții la alegeri. Că e simplu, da? Ca și în alegerile de... Președinte, da. Da. Deci, iată, avem foarte multe lucruri de făcut și le facem. Le facem din foarte mult voluntariat. Spuneam că ne întâlnim cu probleme zi de zi. În fiecare zi vin cereri noi, cu noi cazuri, cu noi situații. Nu ne văităm pentru asta, că încercăm să le rezolvăm pe toate, însă trebuie să tragem și niște concluzii în final. Adică ce ar trebui făcut ca să evităm anumite situații? Ce ar trebui făcut, ce ar trebui știut ca să evităm anumite situații? Și cum spuneam chiar într-o discuție până să intrăm în emisiune, fiecare le știe pe toate, da? Cel puțin, da? Ne pricepem toți la fotbal, da? Nu mai spun de teoria conspirației. Bineînțeles că fiecare interpretează ce știe și ce crede că are de făcut în felul lui și își pune amprenta prin diferite locuri, prin posibilitatea de aceasta neîngrădită de a comunica.
ceea ce nu e bine. Adică e bună comunicarea, dar nu e bine să influențezi negativ pe cineva prin lucruri pe care nu le stăpânești. Nu le stăpânești. Foarte mulți oameni nu știu despre ce e vorba, foarte mulți oameni nu știu să acționeze în anumite momente și pentru asta pierd niște pași, pierd niște tempouri, se închid niște uși și greu și chiar cu toate imposibil să mai rezolv ceva. Dar trebuie să înțelegem asta, pentru că dacă la salvare când te simți rău, dai un telefon la 112 și îți vine salvarea direct și nu sunt pe tata, nici pe mama, nici pe cumnatul, nici pe fratele cumnatului sau fratele prietenului care are o cunoștință nu știu pe unde, ci sunt direct la salvare, vine și încearcă să te aducă la viață sau să te mențină în viață. La fel trebuie privit și o organizație sindicală. În momentul când ai o problemă, o sun direct pe acea organizație, sun direct pe acel departament care se ocupă cu asta ca să iei primul sfat la cald, să știi ce e de făcut în continuare. Dacă n-ai făcut asta, deja trebuie să consideri că ai un obstacol în față. Și obstacolul acela este obiectiv, adică nu mai e din cauza cuiva că nu vrea, ci pur și simplu tu l-ai pus în față. Timpul este de regulă un rău, un dușman al navigatorului când are o problemă. Timpul este un dușman. Și întotdeauna noi spunem așa, evitați acei timpi și mergem la sursă direct. Vorbim, luăm sfatul, vedem ce avem de făcut. Este cel mai simplu să poți să te ferești un pic de anumite probleme. Când apare cea mai mică problemă, e bine să dai un semnal, să știi că ai pe cineva la capul celălalt, să știi cu cine vorbești în capul celălalt și că într-adevăr îți dă un sfat care e pertinent, este profesionist și dacă îl urmezi va fi bine. Pentru finalul discuției noastre, am să vă rog să privim un pic și spre viitor. În acest context în care, iată, vaccinarea deja este o realitate, foarte mulți oameni recurg la acest lucru, este evident alegerea fiecăruia dacă dorește sau nu să fie vaccinat, dar probabil sau probabil sigur este o cale de a reveni la ceea ce spunem noi că era normalitate, nu știm dacă o vom mai atinge vreodată sau prea curând, dar din punct de vedere al navigatorilor lucrurile se vor întoarce un pic la ceea ce s-a întâmplat, ce se întâmpla normalitatea aceea dinainte de pandemie. E greu de spus. În primul rând, vaccinarea nu este obligatorie. Doi, nici nu ai un procent 100% că dacă te-ai vaccinat nu te mai îmbolnăvești. Deci, oricum, acel certificat că te-ai vaccinat sau că ai fost bolnav, e o perioadă, doar pentru o perioadă de timp, pentru că lucrurile astea nu sunt pentru totdeauna. Da, probabil că urmează să vedem în viitor cum vor decurge evoluții și dezvoltări, bineînțeles. Însă eu cred că navigatorii, de exemplu, sunt cel ce am văzut până acum, foarte mulți vor să se vaccineze. Am fost împotriva acestei cereri de vaccinare obligatorii ca și condiție de angajare și vom fi și suntem în continuare împotrivă, pentru că e clar, nu ține de la ora asta de cineva să se vaccineze sau nu, chiar dacă el vrea sau nu vrea. Dar dacă vrea, de exemplu, să se vaccineze, sunt foarte mulți care i-am ridicat și noi pe platformă, avem peste 1000 și ceva de oameni. Nu e ușor să înregistrezi pe platformă un om, o persoană. Dar să ai 1000 și ceva de persoane, vă închipuiți, nu e chiar așa ușor. Sunt 3 săptămâni de când am început acest demers. Sau chiar 4. Avem foarte mulți navigatori și numai jumătate din ei s-au vaccinat. Doritori sunt și mai mulți. Adică, pe măsură ce vin, vin din voiaj, aud chiar din voiaj, încearcă pe unde găsesc internet să ne spună că vor să vaccineze și cum să facă, ne întreabă, familiile lor întreabă. E greu de spus că se vor întoarce la un normal, dar se vor întoarce la un nou normal. Eu cred că ne vom întoarce în general la un nou normal, un normal din ăsta care ar trebui să avem la dispoziție operatori de aerien pentru a putea să facem schimburile de echipaj, să avem la dispoziție locuri, da, unde să pot face în porturi schimburile de echipaj și să nu mai stai pe vapor, da? Să avem un instrument de presiune asupra celor care nu doresc să dezvolte culoare verzi pentru navigatori. Da? De ce nu?
și să putem să acționăm noi cei de pe uscat în puțin înaintea, da, în viitor un pic, înainte de a se întâmpla lucruri cu cei care lucrează pe mare. Tocmai, cum vă spuneam, pentru a încerca să nu oprim acest lanț de comerț care ține economia mondială, nu toată lumea privește la fel. Probabil că ar trebui niște țări pur și simplu excluse după harta maritimă și atunci vor vedea despre ce e vorba. Da? Dar e greu să faci asta, pentru că armatorii au niște interese, contracte în spate, unde trebuie să le onoreze, că altfel ar plăti foarte mulți bani, dar nu înțeleg momentul când, ok, plătești și banii ăștia și pe urmă, de unde iei apa minerală, de unde iei îmbrăcămintea, încălțămintea, cum le faci, cum le aduci? Că, clar, pe mare se transportă, da, grosul, cea mai mare parte. Deci, iarăși, statele astea ar trebui să învețe ceva. Nu se poate. Deci nu poți să pui în practică astfel de lucruri. Dar, eu știu, poate cumva în lume se vor găsi mecanisme de presare a celor care nu vor să creeze acele culoare, vezi? Și eu sper ca în final, măcar bucata asta de categorie socioprofesională, care sunt, spuneam, 1.700.000 în lume, da? Sunt peste 7 miliarde de oameni. Și 1.700.000 fac servicii pentru 7 miliarde, da? Păi ăștia n-ar mai trebui să... Deci 1.700.000 de oameni la 7 miliarde înseamnă nimic. Deci vorbim de economia globală, vorbim de ce vreți dumneavoastră, da? Ei n-ar trebui, lor n-ar trebui să le lipsească nimic. Și vorbim totuși de lipsuri majore și de la începutul anului până acum 11 nave sunt abandonate, de exemplu, vă dau niște cifre. Greu să fii pe o navă abandonată, să n-ai salariu plătit, să n-ai perspectiva de a merge acasă, să n-ai perspectiva să ai de mâncare la bord și să ai niște organizații umanitare care să-ți aducă atât cât pot de ele și să nu uităm că poți fi abandonat într-un port ca, eu știu, Istanbul, dar poți fi abandonat într-un port ca Tartus, în Siria, da? Și atunci chiar te-a nenorocit. Adică sunt lucruri care se întâmplă pe mapa mond acum, foarte grele. Noi avem și acum, în Constanța, o navă abandonată a Libiei, cu echipajul încă la bord. Agentul navei încă încearcă să-i mențină și să găsească un cumpărător la navă, dar slabe speranțe, pentru că datoriile pe navă, cel puțin echipajul, sunt foarte mari și acum au crescut și alea portoare, iar nava are o valoare mică. Deci nu văd cum lumea poate toată să fie mulțumită și din punct de vedere legal autoritatea portoară ia întâi banii și pe urmă echipajul. E o chestiune pe care eu nu înțeleg și nu am cum să o înțeleg. Au fost făcute niște... Deci am găsit niște oameni dispuși să plătească câteva luni salarii, 7-8 luni, mai mult decât convenția maritimă, care știm foarte bine plătește numai pentru 4 luni salariu și repatriere. Deci au fost oferiți bani mai mulți acolo prin agentul navei, dar oamenii au refuzat. Nu știu ce... Eu mă pun și în pielea lor, pentru că sunt sirieni, nu vor să meargă acasă, e clar. Ei n-au unde să fie repatriați. Ar trebui să le acordăm un azil politic în România, dacă oamenii ar dori să o ceară, să facă acest demers. Asta e un alt fel de... Da, este cu totul asta altă dezvoltare, sigur, și aici ne depășește, practic. Dar asta este realitatea, adică ei n-au unde să meargă. Deci nu există posibilitatea să-i transporți acasă pe oamenii ăștia. Nu există zborul, conexiuni, nu-i primește nimeni. Pe Sirien, la ora asta, nu-i primește nimeni niciun port, niciun aeroport. Deci ei trebuie să stea doar la navă. E foarte greu ce se întâmplă acolo și situația este aproape de nerezolvat. Dar vă spuneam, sunt 11 nave numai anul ăsta. Deci de la 1 ianuarie până acum când vorbim, poate că acum vor fi 12, în timp ce am vorbit poate să mai fi vreo navă, sperăm să nu. Foarte multe accidente se întâmplă pentru că oboseala e din ce în ce mai prezentă la bordul navelor. Navigatorii, vă spuneam, au contracte mai lungi. Sunt navigatori care stau cu un an de zile, da? Chinezi, filipinezi, nu mai poți să le ceri aceeași concentrare și, din păcate, nu își pun numai viața lor în pericol și a navei respective, și o pun și pe celorlalți, da? Pentru că se navigă pe culoare de navigație, pe pase de navigație, unde sunt foarte multe nave prinse în acest... Da? Sunt 70 ceva de mii de nave numai comerciale. Nu mai pun pe alea de pescuit, nu mai pun bărcuțe, nu mai pun iacturi, nu mai punem nimic la... Deci sunt eu, dacă vă uitați pe marin trafic, da? Fiecare poate să facă asta. Da. Și vede o puzderie de nave pe toate
bucățelele de apă. Amintiți dumneavoastră de Singapore și îmi amintesc că eram pur și simplu uluiți de numărul mare de nave aflate în radă și în, pe acel culoar de ieșire. Era incredibil. Da, este incredibil și zici, domnule, cum nu să lovesc una alta? E bine, distanțele sunt aici destul de bine apreciate, aparatura de la bord, dar să revenim. Sper să ne întoarcem la un normal, nu un normal care l-am avut până acum, dar eu totuși cred că din ce în ce mai multe țări se vor deschide și vor fi presate să facă anumiți pași pentru repatrierea navigatorilor. Nici acum nu e rezolvată problema. Sunt cel puțin 250.000 de navigatori care și-au prelungit încă o dată contractul față de contractul normal. Inițial. Ce să spun? Pe aici suntem. Suntem și noi aici la dispoziție să ne luptăm în prima linie. Da, e bine de știut că cei care sunt navigatori și au iată, se pot vivi astfel de probleme, au bineînțeles un sprijin din partea sindicatului liberal. Acum pe pandemie, deci să ne vedem pe timpul când va fi pandemie internațională. Și e bine, să adere la un sindicat, așa cum spunea și invitatul meu, pentru că lucruri urâte, ca să nu folosim alt termen, se pot întâmpla. Și se întâmplă. Mulțumesc mult încă o dată pentru prezență în emisiune. Le doresc tuturor navigatorilor vânt bun din pupa, cum un se spune, nou și mai un bun, an că... nou mai bun și să, evident, să fie arhi cunoscutul safety first, să stea în siguranță, să aibă grijă, pentru că acasă îi așteaptă, evident, familiile și pentru aceste familii ei sunt plecați atâta mare de vreme pe mări și pe oceane. Mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor, aici punem punct ediției de astăzi de la CT News TV. Adrian Florea, Paul Alex, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, să auzim numai de bine!